ca urmare a activităților desfășurate în domeniul ocupării forței de muncă și formării profesionale, în prima lună acestui an, prin intermediul serviciilor oferite în mod gratuit de salariații Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Mehedinți, au fost încadrați în muncă un număr de 349 de șomeri, dintre care 133 au fost femei. Este vorba în primul rând de activitatea de mediere a muncii, activitatea de punere în legătură directă a șomerilor cu angajatorii. 315 șomeri și-au găsit în loc de muncă în urma acestor activități de mediere a muncii. Alți 6 șomeri după ce au participat la servicii de informare și consiliere privind cariera, 6 șomeri și-au găsit un loc de muncă în meseria în care au finalizat un curs de formare profesională. Tot în luna ianuarie au fost și șomeri indemnizați încadrați în muncă la distanțe mai mari de 50 de km de localitate de domiciliu sau care și-au schimbat domiciliul beneficiind de prime de încadrare sau de instalare. Totodată, alți 22 de șomeri indemnizați și-au găsit un loc de muncă în urma participării la diverse măsuri active la care au participat și aici vorbim în primul rând de acordarea unor prime de instalare și de încadrare muncă pentru cei care își găsesc un loc de muncă la distanțe mai mari de 50 de km de domiciliu sau și-au schimbat domiciliul în localitatea în care și-au găsit un loc de muncă. Conducerea Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Mehedinți va avea o întrevedere la începutul săptămânii viitoare cu principalii angajatori de pe piața mehedințeană pentru a căuta soluții comune în vederea creșterii numărului de angajări și implicit de scăderea ratei șomajului în județul Mehedinți.